Proiectul de reabilitare și extindere al școlii gimnaziale George Coșbuc din Sighet a ajuns într-un mare impas. Finanțatorul, adică programul operațional regional, cere Consiliului Local Sighet asumarea cofinanțării, care a ajuns acum la suma de 8 milioane de lei. Subiectul a stârnit numeroase discuții contradictorii între aleșii locali, majoritatea propunând renunțarea la proiect, pe motiv că este o sumă prea mare și că primăria nu va putea asigura acești bani. Întruniți într-o nouă ședință extraordinară, aleșii locali au dezbătut intens subiectul și au căutat soluții, însă niciuna pare să nu fie salvatoare. Prin urmare, proiectul privind aprobarea rectificării bugetului actualizat nu a trecut de votul aleșilor locali, ceea ce înseamnă că proiectul de reabilitare și extindere al școlii stagnează deocamdată. Situația stă pe următorul. Avem un contract în derulare, Ministerul Dezvoltării Lucrurilor Publice și Administrației, care se încheie la data de 31.12.2022. Avem de asemenea stipulat un contract pe ordine de implementare a proiectului poate fi prelungit prin acordul părților și nu poate fi prelungit mai mult de data închiderii programului operațional. Mai avem de asemenea stipulat în cazul în care valoarea proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultate va fi suportată în regime de beneficiar. Acum noi ne aflăm în această situație. Privind la Andrei Nord-Vest. Nu pot să meargă mai departe pentru încheierea actului adițional de prelungirea contractului sau de actualizarea sumei pe UG64 până nu aprobăm bugetul actualizat al acestei investiții și asumarea de către Consiliul Local, de primarea Sighet, de beneficiar, asume echivalență. După cum știți, 14.207.000 lei este bugetul suportat de către Ministerul Dezvoltării Fondurilor Europene. Contribuția noastră proprie s-a ridicat la suma de 1.100.000, numai capurile făcute și votate din proiectul tehnic. Acesta este situația lor actuală, urmează să procedați în consecință. Bun, acum, într-aia vină 14 milioane de lei europeni a venit prin acest proiect în Sighet. Dar Sighet ar trebui să pună 8 milioane. Spunea cea data trecută, ne ținea o teorie învățată pe la Cluj, că Europa ne dă o găleată și noi trebuie să punem o cană. Nu vă supărați, o cană de 8 milioane e aproape cât găleata de 14. O cofinanțare normală de 2-3%, nu 40% sau când iese nouă cofinanțare. Plus, acum era și teoria, adică să discutam în comisii, hai să, dacă îl aprobăm acum și dacă nu o să ne convină, să-l anulăm în decembrie sau în ianuarie înainte de buget. Acum nu știu care sunt implicațiile juridice aici, la domnul secretar sau juristul primării sau cine să ne explice. Eu aș vă duc astea ca un fel de contract. Adică mă duc și fac contract cu cineva că livrează mobila, nu mi-o dă în aceea zi. Dacă nici banii nu-i dau. De-aia îl aștept pe ăla cu mobila și ăla mă așteaptă cu banii. Nu știu dacă mai putem anula noi acest proiect de hotărâre atât de ușor. Ne vom trezi oricum nu o să fie de unde pune bani. Haideți să fim serioși. Deci dacă rămâne în forma asta. Dacă, ar fi vorba de 3 milioane și aici se pare enorm de mult și acolo aș să discut dacă e oportun sau nu să dăm 30 de miliarde din buget la 80. Iertați-mă, e aproape tot buget orașului. Nu cred că va trece, dacă noi acum îl aprobăm și după aia îl anulăm, chiar că vom fi cei mai neserioși și cred că mă suporta și niște rigori ce decur de aici din contracte cu Agenția de Dezvoltare Regională, cu care cum, și ne-au trezit că e o bine cu forță. Mai era o altă idee să luăm un credit. Luăm un credit de 8 milioane de lei. Eu de abia aștept să terminăm cu creditele ce le avem de pe credit, nu știu, credit luat prin 2013 sau când s-a luat creditul ăla, mai avem un an, doi și sumele sunt mici și orașul să nu fie îndatorit. Așa putem lua oricine e primar în funcție, poate să iau un credit, să trombonească Consiliul Local, să iau mega credit, aruncă asfalt prin dreapta stânga și după ce pleacă, în următorul mandat, cel care vine să spătească numai datorii. Nici asta nu mi se pare corect să lăsăm în urma noastră în oraș îndatorat. Deci, am spus așa, Doana, apreciem foarte mult ceea ce faci tu. Dacă rămâne valoarea de finanțat 8 milioane, mi se pare foarte mult și nu pot să fiu de acord cu proiectul ăsta. Dacă se va face
o recalculare după acea ordonanță și vom ajunge la niște valori mai mici, pentru că până la urmă bugetul este cel care dictează în cadrul acestui proiect. Am spus, o să susțin. Acum, din păcate, dacă situația este în aceste valori, Oana, spune-mi tu ce să fac. Am participat alături de echipa de proiect și de domnul City Manager Petre Rednic, care este prezent și poate să aducă completări, la ședința în care s-a explicat exact formula de calcul prin care guvernul vine cu partea de completare la această sumă de 8 milioane. Mie mi-este foarte clar că nu Consiliul Local va pune 8 milioane, dar dacă acesta este demersul juridic, tehnic, nu știu în ce formă, dar ca să putem obține acea parte de finanțare din partea guvernului, ăștia sunt pașii. În momentul în care noi spunem că nu suntem de acord cu noua valoare a proiectului, practic am îngropat proiectul și nu mai îi dăm șansa de a beneficia de ordonanța 64. Eu am început să fac o simulare, mă rog, mi-am făcut o simulare și pot să vă explicuez puțin și domnul Sandu dacă mă poate eventual corecta, dacă am spus sau am spus corect ce aici. Deci avem valoarea inițială de 14.962.878,69 lei. Pe urmă avem valoarea actualizată de 22.930.27. Mă rog, am zis aproximativ, nu am pus argumente pentru că n-am primit toate informațiile. Am luat doar ce am informații. Și vă rog, care nu mai săriți peste cel care vorbește, ca să se poată înțelege ce vorbim. Mulțumesc. Deci, prin urmare, ne rezultă această valoare de 7.812 pe care noi o avem acum în hotărâre. Dar, dacă noi am fi avut la respectiva simulare, puteam să vedem cu anumite amănunte, cât e valoarea, de exemplu, cheltuielile de investiții de bază, cât e mai indirecte sau neprevăzute. Că n-are sens să vă amețin. Pe urmă, dacă aplicăm OG-ul 64 pe anii 2021, de exemplu, valoare de 20,75%, care ne este permis de lege, indiferent că este sau nu este în derulare, adică contractat și constructul este pe șantier, avem o valoare de 4.962.878,69, care devine eligibil. Dacă, de exemplu, aplicăm și pe 2022, tot OG-ul 64, care ne este permis de lege, ca în momentul în care lucrarea se află în desfășurare, adică constructorul a executat lucrări, a făcut situații de lucrări, îi se poate aplica acest OG 64 anual, fiecare an. Va da, se poate, am metodologia, am AG-ul 64, am discutat, cu asta lucrez, Lucian. Așa e, se poate. Bun. Lucrările care se își desfășurare pot fi, pe baza unui act adițional, noi în primul rând trebuie să facem o cerere de prelungire a contractului până în februarie 2023. Care nu s-a depus? Ba da, s-au depus hârtiile, urmează să primim răspuns de la ADR și domnul Sandu așteaptă respectiva cerere de clarități, de clarificări pe mail. Adică pe SMIS, pardon. Deci există, s-au făcut demersurile astea. Noi, în momentul... Lucian. În momentul în care... Deci, credeți-vă, eu sunt prima care aș vrea să vă spun, bă, nu votați, pentru că știu din punct de vedere tehnic cât de dificil va fi să le implementăm și să le executăm din punct de vedere construcții, nu din punct de vedere scriptic. Pentru că o să ne rezulte un termen de vreo 9 luni, probabil, de executat, timpul în care, probabil, și să dea Domnul să se întâmple, putem să-l construim sau putem să avem surpriza când se va prelungi până 31 decembrie 2023, pentru că ăsta va fi termenul pe care o să-l primim ca prelungire a contractului implementării, și noi trebuie să finalizăm lucrarea cel puțin cu o lună înainte, ca să aibă timp să facă documentația de predare și de monitorizare și așa mai departe. Adică procesul verbal de finalizare lucrării. Deci noi o să avem un termen undeva de 9 luni în care trebuie să finalizăm o construcție, inclusiv finisaje, inclusiv să dăm la cheie și noi încă în momentul de față, noi încă stăm în dubii cât o să trebuiască să suportăm noi. Deci în urma acestei simulări pe care am făcut-o, mie mi-a spus
o finanțare de 3.680.304 lei, dar am solicitat astăzi și cererea de finanțare pe care am depus-o primăria, adică am solicitat mai multe informații suplimentare de la tehnic, de la peste tot, nu ne-am reușit. Știu că avem prevăzut cheltuieli în respectivul contract, cheltuielile prevăzute de 1.780.304 lei. Adică sunt niște cheltuieli neprevăzute care pot fi utilizate în cadrul proiectului și deja sunt luate în calcul. Pe urmă, dacă toate aceste converg și se fac pași corecți și legali din punct de vedere o administrație locală, noi putem, probabil, eu doar vă spun ce este din punct de vedere legal, orice metodologie, putem să avem norocul să ajungem să trebuiască să suportăm poate maxim 2 milioane de lei. Maxim, zic eu. Dar, în cel mai fericit caz. Dar, și trebuie să vă spun și acel dar, dacă la 31 decembrie 2023 noi nu suntem în stare să finalizăm lucrarea, noi o să trebuiască să plătim 22 de miliarde. Adică 22 de milioane îi plătim dacă noi nu suntem în stare să implementăm. Nu noi consilierii trebuie să implementăm. Noi trebuie să votăm aceste noi valori care vor fi ajustate. Dacă nu am fi avut acea simulare, credeți-mă, cu toți ați fi gândit și aș fi gândit și eu mult mai clar și mult mai lucid. Pentru că poate pe noi ne sperie 7,8 milioane. Dar acei 7,8 milioane, dacă se fac pașii procedurale conform metodologiei, se pot să scade la poate 2 milioane, hai zicem 3. Da? Poate că nu putem să ne atingem de acel 1,7. Dar nu mai plătim 8. Dar totuși avem neșansa sau poate ghinionul să plătim 23 sau 28 înapoi. Deci aici depinde nu de noi, ci depinde cel care trebuie să implementeze proiectul, cât și-a luat în calcul că, de fapt, tot asta am întrebat și pe hol, de ce din 2021 am ajuns să vorbim în 2022 despre proiecte care trebuia deja să fie ridicate toate primele etaje. Și mi s-a răspuns, din cauza proiectului SF prost făcut. Acum, dacă tot am lămurit că avem o șansă să nu fie 8 milioane, după multe seculare care au durat 5, 6, 7 ore de ședință și tot ne-am lămurit noi că nu o să trebuiască să punem suma respectivă și nu o să trebuiască să o punem pentru că ordonanța 64 se aplică la toată lumea. Adică a venit și a spune că nu se aplică la noi, apoi credeți-mă chiar e la credință. Ana, te rog frumos, sunt pentru voi, sunt pentru tine, Ana, dar este vorba de o asumare. Sunt pentru școala și este pentru școala George Coșbuc, care într-adevăr este una dintre școlile foarte bune din liceu, cu foarte din Sighet, cu foarte multe și bune rezultate. Dar este vorba aici de asumare de către noi cei care aici o să votăm acum. Bineînțeles, fiecare votează cum dorește. Eu am zis, nu vorbesc politic, eu vorbesc pe ceea ce este aici pe hârtie. Și ceea ce putem să ne asupăm și realiza și ceea ce nu suntem în stare să realizăm. Consiliul local, atenție! Își asumă acoperirea integrală a costurilor de finalizare a investiției. Și proiectul Cold Smith, aici o să ne explicați cum e frumosul ăsta, 1, 2, 4, 6, 3, reabilitare și extindere așa, efectuate în afara perioadei de eligibilitate prevăzută de regulamentul respectiv, efectuate după 31.12.2023. Asta era ce nici n-am mai vrut să mai citesc. Fiindcă și dacă nu era, tot nu era regulă să eu, ca și consilier local, nu pot să mă asum, da, alocarea în buget la 8 milioane de lei. Nu pot. Contractul ăsta merge din 2018, contractul de finanțare. Suntem în 2022 și nimeni nu se împreabă. Atunci a fost cererea de finanțare, dacă tu îți furata contract, e chiar în 2021, dar cu o fiecare de la cererea de finanțare, ca nu colegii au din capă ceea ce spun eu. Bun. Nimeni nu se întreabă de ce am ajuns în 2022, ba din posibil felicităm pe cei care ne-au aruncat în ultima lună. Dar am întrebat. Deci, dacă asta o facem, atunci haideți să mergem înainte, să ne felicităm reciproc, că l-am omorât. Nu. E primul subiect. Eu n-am întrebat pe nimeni dacă vreți să știți că nu sunt pro sau contra acestui proiect. Nu sunt. Din punctul meu de vedere, nu este problema strict juridică, n-am nicio treabă de legalitate sesizată în acest proiect, prin urmare, dacă vreți să încesă cu lumină, dacă nu, faceți puncte de secuință.
un proiect care de 4 ani de zile, din varii motive, stă prin birouri, pe la proiectanți, parcă proiectantul nu l-a adus, parcă noi nu l-am trimis, parcă noi nu intrăm în amănunte. Suntem într-o fază în care avem un contract de finanțare care se încheie în mod obligatoriu conform contractului în 31 decembrie 2022, adică peste o lună și jumătate. Punct. În luna asta ar trebui să predăm lucrarea la cheie. Nu se poate, suntem absurzi. De-abia acum suntem în faza de a discuta despre tehnice ale proiectului de investiție. Adică faza PD. Bun. Cei de la mele, de la AMR, pot să aprobe suplimentarea elementului cu 2 luni de zile, fără să ceară înființarea ministerului. E o procedură atât care se permite lor prin efectul normelor pe care le au. Adică, am report la solicitarea noastră, care încă n-a fost făcută, pot să n-a fost făcută. Nu, a fost făcută. Și am înțeles că e tot deci, lumea că a fost făcută. Haideți să mă pot să ne aprobe pe 2 luni de zile suplimentarea fără să ceară nimic la minister. Tocmai pentru a ne clarifica lucruri finale, să spunem că noi trebuie să clarificăm niște lucruri cu constructul care ne-a terminat construcția. N-avem ce să-i obiectăm. Peste cele 2 luni de zile, nimeni din România nu poate să aprobe mai mult decât 31 decembrie 2023, pentru că atunci regulamentul Comunității Europene încheie perioada de implementare a proiectului AMECO. Tot ceea ce se întâmplă după 2023 rămâne pe spatele beneficiarului. În caz de față, bugetul local, reprezentant Consiliul Local. Bun. Noi discutăm momentan de doar de o parte a bugetului, respectiv de parte de venituri a bugetului. Fără să avem în vedere că suntem în partea în care trebuie să aprobăm în principal partea de cheltuială, pentru că cele la reforme cer să ne însușim. Nu te vorbești că lutii, care înțeles va și cu lutii. Ne cer să trimitem hotărâre de aprobare a bugetului actualizat. Bugetul actualizat nu are doar parte de venituri, respectiv 8 miliarde, 8 milioane din bugetul local și 16 din bugetul finanțatorului. Ăia sunt doar parte de venituri. Ne cer să ne însușim și cheltuielile. Acele cheltuieli le-am aprobat oarecum, respectiv în ședința anterioară s-au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați. Adică, față de proiectul inițial, am mai prevăzut acolo câteva lucrări care nu au fost inițial cerute în cerere de finanțare. E vorba de niște modificări ale proiectului impuse de ISU-uri, impuse de diferiți alți avizatori, un gard nu știu de câte înălțime ca să fie protejat pe clădirile de foc, etc. Deci sunt indicatori tehnici modificați prin introducerea de lucrări suplimentare, respectiv sunt indicatori economici modificați parțial ca lucrări, ca introducere de lucrări suplimentare, parțial ca și evoluție economică a pieței. Bun. Noi ne aflăm în ipostaza în care, ipoteza în care, finanțatorul, finanțatorul, ne cere să trimitem bugetul actualizat. Bugetul actualizat este așa cum l-a ședit dumneavoastră, respectiv 22 de miliarde. O să vorbesc în termeni, să spunem, aproximativ ca sumă. Din care 14 ai noștri, 7,8 ai noștri. Asta e situația de astăzi. De-abia după ce noi trimitem acest lucru, ei au avizat, dacă tot una din materialele trimise și care au pus la dispoziție, este un trecut un aviz CTE de la ei prin CTE-ul lor, n-au nimic cu proiectul tehnic, e bun, respectă cerințele legislației, respectă toate celelalte de proiect, etc. De-abia după ce ne-am însușit componenta, să spunem, tehnică în principal din acest proiect, putem discuta de ordonanța 54. Adică, am trecut de faza în care ne-am însușit bugetul de venituri și cheltuieli al acestui proiect de investiție și după aceea mergem la AMECOR și zicem, din acele cheltuieli, ordonanța 64 spune că o parte de suportul și o parte de suportul, prin adăugarea unei formule de calcul. E destul de complicată pentru mine, că nu sunt nici constructor, nici matematician, așa că lăs pe colegii care știu să facă calcule sau o facă. Bun, dar e nici indicator să fiți și până la unii mare filozofie. Bun. La acel moment, AMECOR va încheia un act adițional. Și aici, dacă aveți curiozitate, există capitolul 5 din ordonanța 64, care se referă exact la aceste tipuri de contracte care încă nu au apucat să fie decât în faza de anterioră citație, deci în faza de implementare a anterioră citație. Și spune cum se face. Mai mult, dacă veți căuta pe site-ul InfoRegio, pe site-ul MDRP, există o metodologie 1568, viitor la o detaliere a numărului de calcul, cum se face și cum se trece cu privire la aceste sume. Dar toate aceste lucruri sunt ulterioare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, în sensul că îți însușești, îl faci
sau nu-l faci? Că din suma respectivă, o parte, o să-ți o dăm noi. Nu știu cât. E o chestie de calul care poate fi estimată astăzi. O parte nu. E rămâne în discuție o componentă pe care eu pot să vă spun, respectiv din indicatorii tehnici actualizați. Dacă AMECOR va accepta prin ordonanța 64 să ne finanțeze și lucrările necuprinse inițial în cererea de finanțare, respectiv, și aici mă îndoiesc că se va întâmpla pentru că nu fac obiectul contractului principal, dar să fim, să spunem, optimiști. Bun, respectiv ne va aprova finanțarea celor lucrări sau vin 84 de miliarde, o sumă, nu știu, 10 miliarde, 12, nu știu cât o fi acele lucrări care nu au fost cuprinse inițial în cererea de finanțare și care pot fi suportate sigur din bugetul local, actualizate la valoarea de piață dată construcție și plății. Respectiv, se va actualiza suma de 289, tot cu 64, și se va actualiza suma de 14, tot cu prevederile cu 64. Bun, astea sunt, să spunem, componentele aferente aprobării subiectului. Da. Tot așa, era un, nu știu, o poveste, crescut frumos într-o zică de acum 10. Noi, tehnic, ca să putem să implementăm acest proiect, avem nevoie, conform graficului de lucrări din proiect, de 14 luni. Acele 14 luni sunt obligatorii a fi multiplicate cu număr de 3 luni jumate, cât este termenul legal de o licitație. Nu putem să facem altceva. Hai să spunem 4 luni, că 3 luni jumate, până mai trimite o confirmare, îți mai trec două, trei zile, mai pică niște sărbători și nu te înțelegi. Bun. Aia înseamnă 18 luni de la momentul în care ai făcut licitația. Nicu, haideți să rog. 18 luni de la momentul în care ai făcut licitația. Iar ca să faci licitația, este obligatoriu să ai deja linia bugetară asigurată. Că o asigur parțial din bugetul local și parțial din bugetul finanțatorului, n-are importanță. Ideea este că întreaga sumă de 22 trebuie să fie asigurată ori printr-un buget anual, respectiv a anului viitor, ori printr-un buget multianual care să reflecte teoretic ceea ce scrie în articolul 4. Adică acele lucrări care noi nu vom reuși să le terminăm din vari motive până la 31 decembrie 2023 vor fi suportate de bugetul local. Și atunci, întreaga sumă de 80 astăzi, sigur nu va fi 80 pe bugetul local, ceva fi o sumă mai mică, nu pot să vă spun cât colegii de la economic pot să calculeze cei care sunt obiectul, știu să calculeze, dar va trebui din nou remultiplicată suma cu contravaloarea lucrărilor, care nu vor putea, ipotetic, pentru că dacă e din 14, nu să facem în 6, nu cred că se poate, lucrările care vor fi aruncate obligatoriu în anul 2024.